ceva. O zi bună tuturor și alese mulțumiri pentru toți cei ce astăzi ați hotărât să fiți alături de mine la această expunere. În urmă cu ceva vreme, mai exact în septembrie 2019, în revista de cultură Curtea de la Argeș, păstorită de domnul academician George Păun, apărea un articol intitulat Cavalerii teutoni, întemeietori în Transilvania. Credem că articolul a plăcut, cel puțin din semnalele pe care le-am primit până acum. Cele trei componente încercăm să înțelegem ceea ce se întâmpla în jurul anului 1200 în bătrâna Europa. La 8 ianuarie 1198 moare Papa Celestin al III-lea. Firesc, urma să se facă alegere pentru alt papă. Alegerea se face în fortăreața de la Septizone, undeva în marginea Romei, și acest prim conclav socotim și îl socotesc documentele și îl socotește și istoria Sfântului Scaun drept primul conclav corect din istoria existenței Sfântului Scaun. Să argumentăm. Este prima oară când s-a ținut întreg ritualul oratio de eligendo pontifice și, pe de altă parte, tot pentru prima oară s-au distribuit buletine de vot. Iată deci, în acest conclav este ales la numai 38 de ani cardinalul diacon Lotario, descendent din vestita ramura conților de Senii. Își ia numele de papă, de pontif, Inocențiu al III-lea, un tânăr ambițios care terminase la Paris teologia și care terminase, pe de altă parte, la Bologna dreptul. În acest timp, spuneam că vom vedea și ce au făcut coroanele Europei. În 1212, la Metz, este încoronat, pe semne unii dintre domniile voastre vă aduceți aminte, de către principii germani, Frederic, la numai 16 ani. Pe de altă parte, în Franța, Filip August renunță la ambițiile sale de până acum și acceptă să susțină pe Inocențiu în lucrarea pe care și-o propune în continuare în calitate de pontific. În Anglia, Ioan fără de țară acceptă să fie chiar vasal al papalității, Pedro al II-lea de Aragon, precum și Alfons al IX-lea de Leon, acceptă și ei să fie vasali ai papalității și alături de ei Sancho I al Portugalii. Iată, sub auspicii bune pornește, ca să spunem, acest pontificat al lui Inocențiu al III-lea. Amintim de el, odată pentru că va influența întreg climatul în jurul anilor 1200, dar și pentru că, o să vedeți, are bună legătură cu tot ceea ce vor face cavalerii teutoni în țara Bârsii. În 1212 e bine de precizat, tot din punct de vedere istoric, că armatele regilor Spanii izbutesc un lucru foarte important pentru Europa, și anume opresc expansiunea arabă. Așadar, să mergem și pe componenta ordinelor cavalerești. După Cruciada IV-a, care se termină în 1204, Inocențiu al III-lea, cel de curând desemnat, se manifestă, să ne exprimăm cu blândețe, dar totuși corect, ca un pontif teocrat. Este extrem de orgolios, așa cum recunosc documentele vremii și cum o să vedeți, și își dorește cu tot din adinsul să fie un papă deasupra regilor. Dacă vreți, dacă se putea, cel dintâi om deasupra oamenilor pe pământ. La 1208 se declanșează prin vrerea sa, repet, ca o consecință a acestei ambiții de care aminteam, acea cumplită cruciadă contra albigenzilor, care este
reținută, consemnată în memoria, da, istoriei Europei, drept o cruciadă a creștinilor contra creștinilor. Vă aduc aminte, nu știu, cei care ați lecturat Umbrele Nevăzutului, ați văzut că în această cruciadă s-au dat foc pe lângă orașul Toulouse, orașului Béziers, cetății Béziers, acolo unde, în catedrala din mijlocul orașului, au ars bătrâni, copii, femei gravide, dinpreună cu prelați, chiar preoți catolici, și sigur, tot acest lucru nu era decât consecința clară a ambiției și, mă rog, a dorinței acestui nou papă, Inocențiu al III-lea, de a supune ceea ce se chema aparenta, să spunem, mișcare de răzvrătire a unor părți din clericii din Ținutul Avignonului, ca de Toulouse, așa cum probabil vă aduceți aminte, și ocupă armatele conduse chiar de Inocențiu al III-lea, Ținutul Avignonului. Acum, un mic istoric a ceea ce înseamnă partea care precede și mai apoi succesiunea Ordinului Cavalerilor Teutoni. În 1143, pentru cei care își-aduc aminte, reamintesc totuși și eu, se naște în Ierusalim acel lazaret, da? Un spital care pe parcurs este închinat Sfintei Fecioare Maria și este dintr-un început destinat doar peregrinilor sau călătorilor de sorginte germană, cei care se aflau în perimetrul Ierusalimului. Spitalul dispare, din păcate, la 1187 și abia la 1190, în fața vestitei cetăți Acra, se înființează un alt spital de campanie, de iastă dată prin contribuția unor negustori din zona Bremenului, de asemenea destinat pentru cavalerii germani, unde, cu această ocazie, se investesc primii 40 de cavaleri. Urmează că abia peste 8 ani, în 1198, da, să fie ales dintre deja cavalerii ajuns la un număr destul de important, Heinrich von Walkpoort, în statura sau în demnitatea de mare maestru al cavalerilor teutoni. Prezent la acest eveniment este, probabil că unii știți, faimosul mare maestru Gilbert de Rail, acest mare maestru al ordinului nu neapărat rival și nici potrivnic, dar contemporan cu teutonii, devansând oarecum ca activitate Ordinul Cavalerilor Templieri. Acest Gilbert de Rail, în marea lui, să zic, benevolenție, da, își ia mantia de pe umeri și o așează pe umerii noului ales, Heinrich von Walkpoort, semn de mare prețuire, și din această clipă putem socoti că acești cavaleri au căpătat și un statut, au căpătat și un sens și un țel și până la urmă o recunoaștere ca atare, ca ordin militar pe lângă acea componentă călugărească. Sigur că în componența acestui ordin, în principal, intrau cavalerii și cei care nu erau cavaleri, preoții. Vestimentația dintr-un început, pentru a fi recunoscuți de celelalte cavalerii prezente în epocă, era aceea de tunică albastră, da? Peste tunica albă, scuzați-mă, peste care era așezată o mantie albastră și care purta lateral crucea neagră sau pe piept crucea neagră. Crucea teutonică, știută și regăsită de dumneavoastră într-o grămadă, într-o sumedenie, dacă vreți, de imagini, sunt convins. La 1210, abia la 1210, este ales cel de-al patrulea mare maestru în suita marilor maestri care aveau
să fie, sigur, desemnați privirea celui de sus, desigur, să fie mari maestri conducători ai ordinului, faimosul Hermann von Salza. Să revenim puțin înainte, la 1199, Papa Inocențiu al III-lea convoacă acest ordin militar nou întemeiat, nou înființat al cavalerilor teutoni și îl recunoaște ca atare și, cum spuneam, la 1210 abia este ales cel de-al patrulea mare maestru care, prin priceperea, prin abnegația, prin dăruirea lui, dă adevărata dimensiune a acțiunilor și a activităților Ordinului Cavalerilor Teutoni. Sub conducerea lui, cavalerii teutoni vor ajunge și în Transilvania, în această cetate, da, închipuită de munții Carpați, în acest perimetru intramuros, undeva în zona țării Bârsei. Reamintim că Papa nou ales, Inocențiu al III-lea, avea nevoie de ajutorul lui Andrei al II-lea. Andrei al II-lea, capul încoronat al Ungarii, da? Care și el în forul său intim își dorea să participe la o cruciadă, să-și pună în valoare calitățile și desigur să-i crească ceea ce înseamnă importanța între coroanele Europei, acceptă, dacă vreți, mai întâi influența și mai apoi propunerea directă a Papei Inocențiu al III-lea de a-l sprijini, dă acceptul verbal de a sprijini pentru o cruciadă, o nouă cruciadă. Spuneam, cu puțină vreme înainte, da, să terminase în 1204 cruciada a patra. Ei bine, toată discuția de taină, să spunem, și mai apoi cea la vedere, dar discuția de început de taină dintre Inocențiu al III-lea, da? Și noul mare maestru al cavalerilor teutoni, Hermann von Salza, are loc mai întâi undeva în Turingia, acolo unde conte suzeran, contele de Turingia, era un apropiat al tatălui lui Hermann von Salza. Abia apoi, dinpreună, prin influența, da, contelui de Turingia, Hermann de Turingia, se intermediază discuția cu Inocențiu al III-lea. Rezultatul, după deliberările de rigoare, sigur, Hermann von Salza își acceptă misia și vine în țara Bârsei la cererea sau la solicitarea regelui Ungariei, Andrei al II-lea, care și el avuse între timp această negociere, această discuție cu Papa Inocențiu al III-lea. Toată lumea avea de câștigat din acest pas, din această mișcare. În primul rând, pentru că Inocențiu dorea ca acest ordin al teutonilor să așeze prin buna sa lucrare începutul unor biserici cetăți care mai apoi în jurul lor să închege, să însaile ceea ce înseamnă apariția unor orașe, unor burguri importante, dar toate care puteau fi păstorite sub credința catolică. Asta era interesul lui Inocențiu. Pe de altă parte, era și ceea ce se cheamă interesul coroanei regale, al coroanei Ungariei, care invocase că sunt bineveniți acești cavaleri tocmai pentru a conferi în această zonă apărarea, într-o zonă, să-i spunem, de limes, așa, către curbura Carpaților, vis-a-vis de invazia cumană, care se arăta la orizont sau era deja, cum să zic, predictivă. Ei bine, sigur că prin documentul cu pricina, Andrei al II-lea oferă cavalerilor și o locație, un loc unde să se stabilească. În document este precizată cetatea Krugburg, sigur, care nu este alta decât Feldioara de astăzi. Așa încât, în luna mai a anului 1211,
Hermann von Salza vine în fruntea aproximativ a 200 de cavaleri teutoni. Va trebui și vă invit să luați în seamă faptul că fiecare cavaler teuton era însoțit de un scutier și de un sergent. Întregul prezenței de cavaleri, scutieri și sergenți, la rândul lor erau de servici de o grămadă de oameni, da, de grăjdari și așa mai departe, de oameni care se ocupau de administrație. Prin urmare, vă invit să vă imaginați undeva o suflare de cam 500 de persoane, sigur toți înarmați, au venit în perimetrul țării Bârsei, locație în a cărei granițe, da, vor acționa prin ceea ce delimitează sau trasează cu bunăvoința lui voivodul Transilvaniei Mihail de la acea vreme. Spuneam mai devreme că Henric von Salza este marele maestru de a cărei activitate să leagă cea mai importantă perioadă a acțiunilor și până la urmă existenței Ordinului Cavalerilor Teutoni. Așa este, a fost mare maestru o perioadă substanțială în ani, mai exact timp de 29 de ani, din 1210 până în 1239, Hermann von Salza își acceptă rolul de mare maestru, acceptă să pună în balanță, în activitatea ordinului pe care îl coordonează, toată priceperea, toată bunăvoința, toată cooperarea și, sigur, subordonează întreaga activitate unei vreri pe care a înțeles-o, nu credem că a negociat-o, pe care i-a transmis-o Inocențiu al III-lea și el, în calitate de cavaler și de mare maestru, a acceptat-o ca atare. Și anume, să transpună în faptă misia importantă de întemeietor. Cum anume? Sigur că prin creerea fizică, prin munca sașilor și a coloniștilor aduși, da, din Silezia, dintr-o groază de zone ale Germaniei, oameni foarte harnici, pricepuți la construcție, dar sub oblăduirea și îndrumarea cavalerilor teutoni și ei, asemenea cavalerilor templieri, suficient de pricepuți la ceea ce înseamnă arta construcției, da? Și-au propus să ridice o sumedenie, cum spuneam, de biserici cetăți. Cei care astăzi treceți încă prin Transilvania cu mașina, pe drumurile, da, Transilvaniei, în vari locații veți găsi urme ale acestor biserici mărețe, biserici fortificate, le spune astăzi, da? Și care multe, așa cum veți vedea, își au obâșia din acea vreme. E bine, aceste biserici cetăți aveau, cum spuneam, menirea de a fi magnetul, liantul, vis-a-vis de obștile și mai apoi orașele care apăreau și se dezvoltau în jurul acestor biserici, așezând locații, comunități de oameni, așezări temeinice și în bună rânduială. Ce înseamnă asta? Că întreaga activitate era organizată după regula teutonă. Și asta este un lucru care trebuie reținut. Mai trebuie să reținem un lucru. În momentul în care a devenit mare maestru, Hermann von Salza avea, ca orice cavaler, în primul rând, da, o heraldică pe scut, acel desen scut peste scut și pe care era o aglă neagră, de culoare neagră, cu aripile desfăcute. Ei bine, în timpul acestei activități, da, Hermann renunță la vechea heraldică pe care o avea de mult, de pe când era simplu cavaler, și adoptă heraldica sugestivă pe care o transmite Inocențiu al III-lea, pe care, desigur, o acceptă cu mare drag, un simbol binevenit, un simbol îndrăgit de biserică, închipuit sau numit Darul lui Dumnezeu și realizat prin ceea ce înseamnă triunghiul celor trei inimi
cu vârful în jos. Este un triunghi pe care de multe ori l-ați văzut și în stema, da, orașului Sibiu, da? L-ați văzut cei care ați fost în muzeul din Sibiu, ați văzut în curte, da, mascota sau cavalerul templier într-o mărime impresionantă, care pe scutul lui are același simbol, cele trei inimi, triunghiul celor trei inimi cu vârful în jos și înăuntru lor două spade încrucișate deasupra având coroană. Sigur că cei care știu mai bine și a fost de multe ori la Sibiu, astăzi acest semn se regăsește chiar în emblema Sibiului, da? Iată, vedeți, cele trei inimi, cu vârful în jos, cele două spade și coroana deasupra. De altfel, vedeți și în bannerul, Sibiu este chiar sus, în bannerul din spatele meu. Sigur că este plin de noblețe simbolul și gestul lui Hermann von Salza, și de a-și ajudeca, și de a-și ajudeca această misie extraordinară, dar și de a-și lepăda, să spunem, a renunța la vechea blazonerie și a accepta acest nou blazon. Darul lui Dumnezeu, Trinitatea, că asta reprezintă cele trei inimi cu vârful în jos, da? Marcând sau simbolizând faptul că toată bunătatea divină coboară spre pământ, adică spre ei, cavalerii templieri care au purces și împlinesc ceea ce se cheamă vrerea divină de întemeiere acestor biserici cetăți. Cu vrednicie se achită de această misie, da? Și sigur că bisericile nu apar toate deodată. Prima care apare, cei care ați vizitat Brașovul și puteți și astăzi să mergeți să vedeți, vechea biserică, da, în stil gotic din cartierul Bartolomeu, este ridicată de către cavalerii teutoni, și pentru că în această așezare au ridicat prima biserică, da, au închinat-o în semn de respect și de mulțumire oarecum pentru coroana Ungariei sau regele Andrei al II-lea, pentru că le-a acceptat așezarea în țara Bursei, și-au numit acest oraș, această așezare, Kronstadt, adică orașul coroanei. Sigur, majoritar erau nemți, paduși, colonizați, dar erau și suficienți români în zonă. Cu timpul, sigur, orașul s-a lățit, a devenit un oraș foarte important. Pentru, așa ca o curiozitate, Brașovul este la jumătatea distanței dintre Viena și Constantinopol, oraș important. Turnul, dacă vreți, actual al bisericii faimoase din centru, Biserica Neagră, este exact la această jumătate a distanței. Repet, nu Biserica Neagră din centru Brașovului este ridicată de cavalerii teutoni, ci cea din Bartolomeu. Undeva puțin după anul 1211, ei, mai apoi, sigur, a apărut, prin contribuție și stăruința cavalerilor, da, în Sibiu, biserică, și pe de asta dată, cavalerii au hotărât ca acest burg, care să însă îi lasă închega în jurul bisericii acestea cetăți, da, să se numească în cinstea conducătorului lor, a comandantului, a marelui maestru Hermann von Salza, Hermannstadt, orașul lui Hermann. O să mă întrebați sau să vă întrebați câte asemenea biserici cetăți au fost ridicate în, nu îndelunga, în șederea cât a fost a cavalerilor teutoni în țara Bursei. Răspundem cu precizie 16. De altminteri, repet, pentru cei care privesc acest banner din jur, 17 cu Brașovul, în jurul Kronstadtului, orașului coroanei, da, sunt 16 biserici cetăți, începând cu Sibiu și continuând cu Bistrița, cu toate cele, o să vi le spun imediat pe rând, da?
Este vorba de Sibiu, Cluj, Bistrița, Orăștie, Agnita, Rupea, Mediaș, Reghinul Săsesc, Sighișoara, Făgăraș, Aiud, Cicul Mare, Sebeș, Miercurea Sibiului, Târgu Mureș și Alba Iulia. Iată că, în pofida faptului că astăzi o parte din ele, nu cum ar fi Cincul Mare sau, știu eu, Miercurea Sibiului, nu sunt atât de vestite astăzi ca burguri, da? Totuși multe din aceste biserici, cetăți dedicate de ei, în jurul căreia s-au închegat aceste orașe, aceste comunități, astăzi sunt orașe reper pentru Transilvania, nu? Și Sibiu, și Clujul, și Bistrița, și Sighișoara, și Făgărașul, și Alba Iulia. Ei, veți spune, de unde ești așa de sigur că sunt 16 și cum explici treaba asta? E bine de știut că asemeni cavalerilor templieri și cavalerii teutoni aveau în mare cinstire lucrarea lor, misia lor pământească, care să concretiza prin acțiunea asupra celor patru elemente din jur, pământ, aer, apă, foc, patru, care era înmulțită cu cele patru brațe ale crucii, 4 ori 4, 16, dacă vedeți așa cum v-am spus, toate 16 sunt prezente aici. Sigur, am întâlnit o situație în care oamenii au spus, bine, bine, moșule, să știi că nu prea te credem pe cuvânt, demonstrează-ne altfel. E, atunci se cuvine ca pentru o parte din heraldica, da, acestor orașe, așa cum vă spuneam și cum le vedeți pe bannerul din spate, să vă prezint o pagină, da, așa cum arată ea, din tratatul heraldistului și marelui specialist, da, Cernovodeanu, unde vedeți blazoanele orașelor Agnita, Sebeș, Rupea, Cincul Mare, Orăștie, iată lucruri care sunt mai puțin credibile, da, sau Miercurea Ciuc. După cum vedeți toate, sau vedeți aici în mărime și mai mare, au deasupra același triunghi, numai că de asta dată este cu vârful în sus. Iată și aici, da? Aici vedem Sebeșul mai mare, aici vedem Miercurea Sibiului, iată triunghiul de care spunem și foarte frumos vedem Orăștia cu un superb blazon, da? Și ea cu cele trei inimi cu vârful în sus. Mărturisind ce de asta dată, că atunci când și-au alcătuit blazonul, aceste orașe care au apărut în jurul acestor biserici, cetăți întemeiate de teutoni, prin vrerea sau darul lui Dumnezeu, prin vrerea celor trei inimi cu vârful în jos, răspund cu bucurie și cu mulțumire, plecând, întorcând simbolul celor trei inimi, de data asta cu vârful în sus, mulțumirea lor plecând către cer. Ei, aceasta este blazoneria pe care o veți întâlni, așa cum am arătat, la toate aceste așezări dintr-un început. Sigur că astăzi pot să existe voci sau poate cineva să mă corecteze, să-mi spună, nu te supăra, dragul nostru, parcă de idee de întemeiere ar fi o noțiune cam exagerată. Nu, susțin în continuare și în fața domnilor voastre, a tuturor celor care mă ascultați, nu este deloc exagerată, pentru că menirea noastră este să luăm în seamă ceea ce este bun și ceea ce acești cavaleri teutoni ne place, nu ne place, dar prin prezența lor, care nu este contestată de nimeni și Doamne ferește să vină cineva să spune că fabulăm, așa, ei au fost prezenți, au avut activitatea de care vă spun și semnul, simbolul lucrărilor în sensul, da, aplicării darului lui Dumnezeu trebuie
privit ca importanță, cu importanța cuvenită și înțeles ca atare, în toată profunzimea semnificației lui, pentru că asta este. Nimic, până la urmă și la urmă, din ceea ce este, nu se regăsește în jurul nostru decât prin suflarea și lucrarea bunului Dumnezeu. De, nici nu-i de mirare că orașele cu pricina, așa cum ați văzut, au acceptat și au întors, da, simbolul ăsta, cele trei inimi cu vârful în sus, în semn de mulțumire, conștiente că numai prin verea lui Dumnezeu a fost cu putință să se întâmple ca Inocențiu al III-lea să poată să-și dorească să vină cavaler templier aici, că Andrei al II-lea a acceptat să se așeze, da, în locație, adică în Transilvania și nu în altă parte, și așa mai departe. Toate aceste lucruri sunt, printr-un dat al lucrurilor, sau dacă vreți, stau sub copertina unei ziceri care este importantă, zic eu, pentru toată lumea, și anume că în viață nimic nu este întâmplător. Aș zice că mai trebuie să facem câteva precizări, și anume că heraldica respectivă, da, pe care încă o dată vă invit să o vedeți în heraldica Sibiului, da, cele trei inimi cu vârful în jos, cele două spade încrucișate și coroana deasupra, este preluată și de acea instituție care apare ceva mai târziu în timp, tot în Transilvania, în perimetrul existenței acestor așezări, și anume acea universitate săsească. Simbolul acesta al Sibiului o să-l regăsiți, o să-l vedeți dacă mergeți la Sighișoara, pe turnul principal, cum intrați în cetatea Sighișoarei dinspre oraș, o să-l vedeți clar. Universitatea Săsească era acea instituție care asigura nu numai structurarea orașelor bune, ci funcționarea orașelor, așezarea breslelor ca atale, armonizarea activității breslelor. Avea și rolul de judecată și de coerciție și rolul de bună păstorire, dacă vreți, de alimentare cu materii prime, corectitudine în ceea ce înseamnă plasarea în piața produselor meșteșugarilor. Vă am găsit la Sighișoara și este un statut foarte interesant, da? Asemeni, organizării teutonilor, și asta nu trebuie dovedit că este știut, da? Bresele meșteșugărești aveau și ele un staroste, da? Similar cu ceea ce înseamnă maestru sau marele maestru, da? La un ordin, da? Aveau în semnul breslei, adică un banner, dacă vreți, da, al breslei, cu simbolurile, cu semnele lui, cu dulgherii, cu brindeași, cu ce mai este. Sunt convins că intrând în bisericile astăzi, așa zise, evanghelice, săsești, sigur, pentru că în multe din ele se oficează, da, cultul evanghelic, da, o să vedeți că păstrează și pe strane aceste semne ale breslelor, marcând locul în care ele stăteau sau acele benere care steaguri ale breslelor. Pe lângă staroste, sigur că aveau ceea ce se cheamă la ziua cetății prezența lor fiecare cu steagul respectiv pe bresle, cu contribuția lor, contribuția în bani pentru ceea ce înseamnă bunăstarea orașului sau burgului și de ce nu până și în intimitatea alcătuirii breslei, da? Exista un notar al breslei care împreună cu maestrul breslei stabilea, după ce primeau toate confirmările celor doi meșteri supraveghetori, că da, cutăriță sau cutăriță este apt sau bine merită să primească, da, înscrisul de calfă sau înscrisul de meșter, toate aceste lucruri se țineau în lada breslei care se afla la centru sau la sediul breslei, da? Și de ce nu, trebuie să amintim că aveau grijă și aveau în menirea lor și apărarea zidurilor, repararea turnurilor, sunt foarte multe. În Sighișoara, dacă mergeți, sau în marile așezări și astăzi, da, care se păstrează,
o să întâlniți turnul croitorilor, turnul pielarilor, turnul curelarilor, etc., etc., aurarilor și așa mai departe. Prin urmare, toate acestea reunite, toată această zestre, toată această ordine până la urmă și prezența acestor biserici, cetăți, în jurul cărora s-au creat, da, nucleele acestor așezări, dă certificarea că putem folosi cuvântul de întemeiere, chiar de bună întemeiere. Mulțumesc tuturor pentru răbdare, să aveți în continuare o după-amiază sau o seară frumoasă. Mulțumesc frumos!